pentru a putea evita multe din lipiturile pe cupru, ca să nu mai lucrați în cupru cum ați văzut la sobele anterioare, puteți să folosiți acest mini distribuitor de la Romstal, acest distribuitor de la firma Bianchi, făcută în Italia, unde puteți doar prin infiletare să vă montați toate elementele necesare. Și aici avem termomanometru, avem aerisitorul și supapa de refulare și aici am făcut cu acest teu și cu acest prelungitor, am făcut legătura între termostatul care comandă soba cu registru, fără serpentină. Să vedem puțin registrul în focare. Este un registru de 24 de metri. Are și la partea. În spatele sobei, aici sunt ieșirile din registru, iar aici sunt conexiunile făcute la ieșirea din sobă. Pompa de recirculare DAB Vosta 2, robineți pentru a închide circuitul la pompă, pentru a schimba pompa în caz de avarie, tur-retur, aici alimentăm circuitul cu apă rece pentru a băga.